Iuliana, mulțumesc. Accident teribil în județul Ilfov. Un autoturism a intrat pe contrasens și a lovit frontal un microbuz în care se aflau 4 persoane. Șoferul mașinii a murit după ce a fost dus la spital. Impact puternic și în Galați, acolo unde un motociclist a fost grav rănit. Mașina de machete asta. Tare copilă. Accident grav între un microbuz și o mașină pe DN3 în localitatea Islas din Ilfov. În urma impactului violent, șoferul autoturismului a rămas încarcerat. La fața locului au intervenit de urgență medicii de la Smurd și pompierii care au reușit să scoată victima din autoturism. După ce șoferul a fost stabilizat de către medici, acesta a fost transportat la spital. Traficul a fost blocat în totalitate, iar șoferii au fost nevoiți să circule pe câmp pentru a putea ajunge la muncă. Accident grav pe o șosea din Galați. Un motociclist a pierdut controlul direcției de mers și s-a izbit în plin într-o mașină. În urma impactului, bărbatul a fost aruncat în aer câțiva metri. Pe imagini se observă că el se afla într-o coloană de motocicliști care circulau cu viteză. Salvatorii au fost chemați imediat la fața locului și i-au acordat primul ajutor. Bărbatul a fost transportat în stare gravă la spital.